Salut! Eu sunt Roberto, astăzi voi face din nou istoria cluburilor de fotbal din România. În episodul trecut am vorbit despre UTA Rad, iar acum vom vorbi despre FC Bihorul Oradea. Să nu mai lungim prea mult și să-i dăm drumul la episod. FC Bihor Oradea a continuat tradiția fotbalistică din Oradea după desfițarea unui club mult mai mare, CEA Oradea. Înființat sub numele de Crișul Oradea la 1 aprilie 1958, are o scurtă perioadă de activitate în campionatul oradean și apoi în cel regional. În 1960 echipa fuzionează cu fabrica de încălțăminte Solidaritatea și terminăm pe primul loc în campionatul regional 1960-61, promovează în divizia B după un baraj la Sinaia pe stadionul Carpați. În sezonul 1961-62 clubul a fost redenumit în ASEA Crișul și a terminat pe locul 11 seria 3 a diviziei B, scăpând la limite de retrogradare. În sezonul următor, 1962-63, clubul a terminat pe locul 1 în serie și a promovat pentru prima dată în istoria sa în divizia A. Antrenorul Ladislau Zila, a folosit următorii jucători. Veihelt, Bucur, Pojoni, Boros, Schiopu, Donciu, Georgescu, Kun, Kun, Curtu, Osan, Stanciu, Podaru, Pop, Bocos, Sandu, Manescu, Jacob, Șovoială, Leonard, Stilgerbauer, și Petkovski. Crișul a jucat tip de trei sezoane în prima ligă, 1963-64 locul 7, 1964-65 locul 9 și 1965-66 locul 13. Apoi a retrogradat în divizia B, unde a jucat timp de 2 sezoane, 1966-67 locul 7 și 1967-68 locul 2. În vara anului 1968 s-a calificat în barajul de promovare desfășurat la Timișoara. Acolo a reușit să obțină din nou un loc în prima ligă. Antrenorul Fermar Ferenci a realizat această performanță cu următorii jucători. Fernbaș, Ferenci, Buiuc, Catona, Baloch, Sărac, Sefozo, Noghi, Popovici, Dărăban, Sudi, Suș, Tomes, Noghi, Kundoi 2, Harsani, Cociș, și Levai. După alte două sezoane în divizia A, 1968-69 locul 13 și 1969-70 locul 15 a retrogradat, dar a revenit în sezonul următor, 1970-71, de data aceasta sub conducerea antrenorului Ladislav Vlad. Echipa a fost compusă din Catona, Bologan, Popovic, Sarac. Lukas, Bulk, Bulk, Balok, Draban, Nesho, Šuš. Nogi, Arsonski, Schiopu. Dar, din nou, după doar un sezon, a venit retrodarea în divizia B. Comportamentul foarte oscilant al clubului a impus o serie de măsuri organizatorice, fiind reconstruit ca club de fotbal și redenumit ca fotbal club Bihor, începând cu 1972. După două locuri secunde obținute în ediții 1972-73 și 1973-74 ale diviziei B, FC Bihor revine în prima divizie la sfârșitul sezonului 1974-75. Antrenorii Ladislav Vlad, prima a jumătatea campionatului, Cosmoc și Staicu a doua a campionatului au reușit performanța cu următorul primul, spece. Albu, Noghi, Lucas, Sărac, Popovici, cu Cunoi, Florescu, Șuș, Agud, Vlad. În continuare, echipa s-a menținut la un nivel constant în divizia A, terminând pe locul 9 sezonul 1975-76 și 1976-77, pe 14 în 1977-78 și pe 18 în 1978-79. Conducerea clubului în această perioadă a fost asigurată de inginerul Horea Cosma în calitate de președinte de onoare. Antrenori, Blujdea până la jumătatea sezonului 1977-78, fiind înlocuit de Reinhard și Muta, jucători utilizați. Vidac, Albu, Nogi, Dumitrescu, Lucas, Popovic, Marian, Bigan, Dragoș, Naom, Georgescu, Gergeli, Petrovici, Schwarzman, Lupău, Stoica, Kundoi, Florescu și Phil Dan. În vara anului 1979, Fece Bihor a retrogradat din nou în divizia B, unde va rămâne timp de trei ediții, 1979-1982, înainte de a promova din nou la sfârșitul sezonului 1981-82, de data aceasta sub conducerea lui Gheorghe Staicu. Reveniți în divizia A, Roșalbaștri a ocupat locul 11 în ediția 1982-83 și locul 7 în 1983-84, egalând cea mai bună performanță din istoria clubului. Între 1982 și 1991 a fost probabil cea mai fructuoasă perioadă din. Istoria clubului. Bihoreni au jucat șapte sezoane în prima ligă și doar două în eșalonul secund al fotbalului românesc. Cu o mulțime de jucători care au crescut în echipamentul roșalbastru, cum ar fi Marius Kereghi, Sorin Cigan, Sandor Kulcsár. Ovidiu Lazar și Viorel Vancea și cu câțiva jucători talentați transferați precum Marcel Lăzăreanu și Zol Musnai de la Universitatea Cluj, Anton Weissenbacher trecut pe la Steaua București și Universitatea Craiova, Mircea Bolba de la Olimpia Satu Mare sau Alexandru Terheș de la Fece Brașov, printre alții cu antrenori importanți Oti Locun și Paul Popovici. Fost jucători din anii 1960-1970, Constantin Teașcă, Viorel Kraus, Viorel Mateianu, Ștefan Coidum sau Robert Cosmoc. Fece Bihor a ocupat următoarele poziții. 1984-85, locul 10, 1985-86, locul 18, 1988-89, locul 7, 1989-90, locul 10, și 1990-91, locul 17, divizia A, 1986-87, locul 4, și 1987-88, locul 1, divizia B. La 22 decembrie 1989, a avut loc schimbări radicale în țară ca urmare a Revoluției Române și a căderii comunismului. Evenimente care au direcționat fotbalul din Oradia pe alte coordonate. Cu toate acestea, urădenii au terminat pe locul 7, galând pentru a doua oară cea mai bună clasare din istoria sa cu antrenorii Robert Cosmoc, Paul Popovici și Dragan și o echipă formată din Jipa, Șerban, Bălaș, Bucico Tămaș, Ivan, Vancea Berețchi Chereghi, Brunkenthal, Bolba, Mureșan, Baba, Weissenbacher, Craiu, Lazar, Bisoc, Terheș și Culxar. Revenit în divizia B cu o nouă conducere și cu mai multe experimente staful tehnic, printre care și antrenorul italian Gian Pio del Monaco. Fece Bihora a avut rezultate slabe și a terminat doar pe locul 5 la finalul sezonului 1991 92 În vara anului 1992, agentul de fotbal Ioan Codoban a fost angajat ca nou președinte al clubului, obiectivul fiind promovarea în divizia A ca de fiecare dată pentru clubul de pe malul Crișului repede. Roșalbaștri au ratat obiectivul la un punct de spatele rivalei acerbe, Utarad. Sezonul 1993-94 a fost mai mult decât dezamăgitor pentru suporte, echipa clasându-se pe locul 5 în urma unor echipe precum Mara Mureș, Baia Mare, Unire Alba Iulia, CSM Reșița și Tractorul Brașov, iar Codoban a demisionat din funcție. După plecarea lui Codoban, clubul a intrat într-o situație foarte dificilă, problemele financiare au apărut peste tot, iar din punct de vedere sportiv, experimentatul antrenor Ștefan Coidu are ușit doar o salvare de la retrogradare și un loc 12 fără mari speranțe. Sezonul 1995-1996 a fost cel mai dramatic și cel mai aproape de dezastru din istoria Bihorului până în acel moment. Cu o situație financiară precară și un joc mai mult decât modest, bihorenii au terminat pe locul 17 din 18 specie cu doar 31 de puncte și au retrogradat în divizia C înapoi după 35 de ani. Cu doar doi jucători în mașină restul fiind vânduți, Fece Bihora a avut puterea de a o lua de la capăt, cu un nou președinte și un nou antrenor, Mircea Fodor și Nicolae Mania. În echipa au apărut cu performanțe mult mai puternice jucători precum Marius Popa și Cosmin Bârcoan jucători care făceau parte dintr-o generație foarte bună, printre care se numărau și alte nume, precum Zenobundia sau Viorel Domocoș, printre alții, dar echipa Oradean a terminat doar pe locul 7 în seria 4 de parte de promovare. În iulie 1997, frații Borții, oameni de afaceri din Oradea, au preluat frâiele clubului și în câteva luni au reușit renașterea fotbalului din județul Bihor înapoi în divizia secundă, atingând chiar performanța calificării în optimile de final ale Cupei României. Această performanță a fost obținută cu Viorel Burda ca antrenor și cu o echipă tânără și talentată formată din jucători crescuți în Academia Clubului. Orădenii am terminat pe locul 1 cu 23 de victorii, 6 egaluri, 5 înfrângeri, 77 de goluri marcate și 28 primite și 75 de puncte, cu 15 mai multe decât locul 2, ISEC în Piaturzii. În 1998, clubul a fost preluat de la cei doi frați de către un alt om de afaceri, Viorel Știube, iar în 2 ani clubul a bătut la porțile promovării în Divizia A. După un sezon 1998-99 solid, încheiat pe locul 6 sub comanda antrenorilor Viorel Dan, Marcel Coraș și Gabi Balint. Clubul a fost din nou abandonat și a ajuns în pragul retrogadării în divizia C la finalul sezonului 1999-2000, când sub comanda antrenorilor Gabi Bani și Costelorac, Roșalbaști au terminat pe locul 14, nu înainte de a fi salvați de la dezastru de Consiliu Județean Bihor. În sezonul 2000-2001 al diviziei B, clubul a fost preluat de Marius Vizer, care a demarat un proiect de a duce în 3 ani vece Bihor în elita fotbalului românesc. În primul sezon, cu vize ca patron, Fece Bihor a terminat pe locul 4 după a doua parte a campionatului excelentă reușită de jucători și de antrenorul lor, Ioan Andone. În sezonul 2001-2002, echipa a terminat pe prima treaptă a podiumului după Arad și Fece Baia Mare, pentru ca sezonul 2002-2003 să facă un pas înainte, clasându-se pe locul 2 după unirea Alba Iulia. În aceste condiții, fotbal club Oradea, cum se numea atunci, trenată de Ionus Popa și prezidată de Ioan Lucian, s-a calificat în barajul de promovare în divizia A pentru o dispută cu Oțelul Galați. După ce a pierdut cu 1-2 la Galați, echipa și-a luat revanșa pe stadionul municipal cu 20.000 de spectatori în tribune, învingând Oțelul Galați cu 3 la 1, golul de aur fiind marcat de Bogdan Vrăjitoarea în prelungiri. De altfel, toate cele patru goluri din dupla confruntare cu oțelul au fost marcate de Vrăjitoarea. Ce capacitate a fost depășită. Crainicul stadionului a făcut chiar un apel către suporterii din tribuna a doua să se manifeste fără a coborâ de pe locurile pe care le ocupă pentru că există pericolul de colaps din cauza greutății. Aventura orădenilor în divizia A a fost una de scurtă durată. După prima parte a sezonului ezitată, presărată cu rezultate extraordinare, precum acel 1-1 din prima etapă cu Rapid București, campionă în titră de atunci, dar și cu înfrângeri neașteptate precum cea cu Fece Brașov din ultima etapă a primei părți. Unul dintre artizanii promovării, antrenorul Ionuț Popa, a fost demis marcând începutul sfârșitului. Conducerea clubului din care Marius Vizer s-a retras, lăsând responsabilitatea în seama administrației locale, a decis să-l pună în funcție pe fostul antrenor al echipei Steaua București, Dumitru Dumitriu, o mișcare care s-a dovedit a fi neinspirată. În primele meciuri din partea a doua, FC Oradea nu a adunat prea multe puncte, iar Dumitriu a fost demis. Până la finalul sezonului, Roșii albaștrii nu au reușit să obțină punctele necesare menținerii în Divizia A și au retrogradat după doar un an în primul eșalon. După revenirea în Divizia B, Oradenii a încheiat sezonul 2004-2005 pe locul 3 după Jiul Petroșan și Gazmetan Mediaș. În sezonul următor, județul Bihor a avut două echipe pe primele două locuri. Liberty Salonta, care a cedat locul din Divizia A către Uta Arad și fece Pihor, președinte Alexandru Sătmăreanu, director tehnic Emeric Gene entrenador Alexandru Kiss care a dezamăgit în barajul de promovare disputat pe stadionul Lia Manoliu. În primul meci, Fece Bihor a pierdut cu 0 la 2, 0 la 1 în fața celor de la Forest Brașov și a clacat și în ultimul joc, scor 2 la 4, 1 la 4 în fața celor de la Unirea Urziceni, rezultat care a promovat Unirea în prima ligă. Golurile au fost marcate pentru Fece Bihor de Neaga și Voro. După baraj, președintele și directorul tehnic Alexandru Sădmăreanu și Emeric Genei au fost demiși, iar Fece Bihor și-a fixat ca obiectiv reconstrucția echipei. Președintele a fost numit Alexandru Tot Ardelean, iar antrenorii sezonul 2006-2007 din Liga 2 au fost Alexandru Chi și Florin Farcaș. A fost un campionat foarte dificil, Fece Bihor reușind să se salveze de la retrogradare în ultima etapă după o victorie 3-1 în deplasare la Oxel Lugoj. La finalul sezonului 2007-2008, Fece Bihor a reușit să se mențină departe de locurile de retrogradare, ocupând locul 8, cu un bilanț de 13 victorii, 8 egaluri, 13 înfrângeri și 47 de puncte, departe de obiectivul clubului, care avea un lot format din jucători valoros și un buget care putea permite promovarea în prima ligă. Fără schimbări semnificative în lotul de jucători, dar cu un nou antrenor în persoana lui Zoltan Vig și cu un buget de aproximativ un milion de euro, FC Bihor a ocupat locul 10 în sezonul 2008-2009, când a acumulat 46 de puncte după ce a câștigat 13 meciuri, 7 egaluri și 14 înfrângeri. Pregătirea sezonului următor s-a făcut sub conducerea unui nou președinte, Gheorghe Alexandrescu, care a ocupat funcția doar din iunie 2009 până în octombrie 2009, după care destinele roșalbașului au fost preluate de Ioan Lucian. FC Bihor a jucat în acea ediție de campionat la fel de, de Amăcitor, ocupând în cele din urmă locul 9, cu un bilans de 10 victorii, 12 egaluri și 10 înfrângeri. În sezonul 2009-2010, echipa a fost antrenată de Ioan Petcu, fiind înlocuit apoi de Ovidiu Lazar. În partea a doua sezonului, Fece Bihor și-a revenit cu un nou antrenor, Dan Dobai, și cu un loc cu mulți jucători de la Liberty Salonta, Petrache, Texas... Kish, Coroian, Sorian și Danci. În iunie 2010, între administrația locală și omul de afaceri Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo și proprietar al Academiei de Fotbal Liberty, a fost semnat un parteneriat pe 2 ani privind preluarea managementului clubului. Cu jucători tineri veniți în mare parte de la Liberty Salonta, Feciu Bihor a reușit în primul an de colaborare cu Liberty un sezon foarte bun în Liga a doua. Deși oficial obiectivul nu era promovarea, clubul a reușit să termine pe locul 2 în sezonul 2010-2011 din Liga a doua, obținând astfel accederea în Liga 1. Performanța a fost posibilă după ce echipa orădeană s-a descurcat consistent în campionat, mai ales în partea a doua, când deși a avut adversari care au anunțat din start că au ca obiectiv promovarea, echipe precum Voința Sibiu, CSMS Iași și Dacia Mioveni, Fece Bihor a reușit să le învingă și să adune puncte importante pe teren propriu. Bucuria promovării obținute pe terenul de fotbal, sărbătorit apoi în fața primăriei Oradea de sute de fani, oficialități orădene și județene, nu a fost una de lungă durată. O decizie a Federației Române de Fotbal care a înăsprit criteriile de licențiere, nu a făcut posibilă evoluția FC Bihor în sezonul următor din Liga 1 din cauza datorilor istorice acumulate de fosta conducere a clubului. A fost o decizie controversată a Comisiei de Licențiere a FRF, fiind pentru prima dată când o echipă care a obținut dreptul de a juca în Liga 1 a fost retrogradată din cauza situației financiare. Ulterior, după apariția crizei economice, criteriile de licențiere au devenit mai blânde. Orădenii au fost nevoiți astfel să o ia de la capăt din Liga 2 în sezonul următor. Însă, deși și-au propus să promoveze, obiectivul nu a putut fi obținut pe teren. Dezamă dezamăgirea provocată de interzicerea promovării a fost destul de mare și a afectat moralul jucătorilor care aveau o medie de vârstă destul de scăzută. Astfel, Fece a termina sezonul 2011-2012 doar pe locul 8 cu 44 de puncte în urma 12 victorii, 8 egaluri și 10 înfrângeri. Între timp, parteneriatul cu omul de afaceri Marius Vize și compania sa Liberty a fost prelungit, obiectivul de promovare fiind mai presant ca niciodată. Din păcate, deși existau ambiții mari, prima parte a sezonului 2012-2013 nu a adus rezultatele scontate, iar echipa a fost departe de, de obiectiv. Antrenorul Claudiu Niculescu a fost demis, în locul lui fiind adus Marian Pană, iar cinci jucători de valoare au semnat contracte cu FC Bihor. Florin Lază, Ciprian Vasilache, Ovidiu Mihalache, Cristian Bod și Daniel Vădrariu. În partea a doua a sezonului s-a încercat o evoluție fără greșeală, un parcurs în forță pentru a reveni pe primele locuri, dar din păcate FC Bihor s-a clasat doar pe locul 7 cu 33 de puncte. Dezamăgirea provocată de ratarea promovării, dar și de faptul că a fost ales președinte al Sport Accord, l-au determinat pe omul de afaceri Marius Vize să nu prelungească parteneriatul cu autoritățile din Oradea. După despărțirea de Liberty și sprijinit doar de Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor, clubul a încercat să reconstruiască echipa bazându-se doar pe jucători locali și pe tinerii din propria academie. În 2009, noul președinte al FC Bihor de la acea vreme, Ioan Lucian, a descoperit datorii mari și a introdus clubul în insolvență pentru a evita falimentul. Apoi, în timpul parteneriatului cu Liberty, planul de insolvență a fost respectat și au fost plătite 14 rate. După retragerea Liberty, nu s-au mai plătit rate și falimentul a fost amânat de mai multe ori. Ulterior, în de de reconstrucția echipei și din cauza situației financiare grave a fost posibilă o colaborare cu Luceafărul Felix, echipa a doua a județului Bihor, care a decis să se retragă din Liga a doua și să-și cedeze cei mai buni jucători la Fece Bihor. Echipa a fost refăcută sub conducerea lui Gheorghe Ghiț, care a reușit promovarea din 2011. În prima parte a sezonului rezultatele au fost slabe, iar Gheorghe Ghiț a fost înlocuit cu Alexandru Pelici, dar rezultatele au rămas neschimbate și Fece Bihor a încheiat sezonul 2013-2014 din Liga a doua, pe locul 9, chiar deasupra zonei de retrogradare. În vara lui 2014, F.C. primăria Oradea, unul dintre proprietarii clubului, s-a retras și a lăsat echipa într-o situație dificilă. În urma acestei acțiuni, președintele clubului, Șerban Morcan, a refuzat să-și renoiască contractul cu FC Bihor. În acel moment, clubul se îndrepta spre desfințare. Cu toate acestea, celălalt proprietar, Consiliul Județean Bihor, a încercat să organizeze echipa și a numit un nou președinte, Viorel Nemeș. Situația s-a răutățit însă după ce Consiliul Județean Brașov s-a confruntat cu probleme juridice legate de absența celuilalt proprietar din organigrama clubului. Clubul a trăit un sezon întreg din banii primiți din transferurile de jucători și sponsorizări, dar acești bani nu au fost suficienți pentru plata salariilor. Din cauza situației financiare și a lipsei de rezultate, antrenorul Alexandru Pelici a demisionat și a fost înlocuit de secundul său, Călin Chiereghi. În martie 2015, președintele Viorel Nemes a demisionat din cauza situației financiare precare. În funcția de președinte a fost numit Mișa Fodor, fost jucător și antrenor al FC Bihor, singurul care și-a asumat situația dezastruoasă. Fodor a fost și președintele care a salvat clubul în 1996, în ultimul moment critic, dar de data aceasta șansele de reușită păreau aproape nule. În luna aprilie, Călin Chereghi a demisionat și el și-a fost înlocuit cu Gheorghe Silaghi, fost un antenor al echipei secundare a FC Bihor. Sezonul 2014-2015 a fost un adevărat dezastru pentru FC Bihor, care a încheiat în zona retrogradării pe locul 10, fiind salvate doar de desfințarea echipelor Ols Latina și a Fortuna Poiana Câmpina. În vara anului 2015, un nou sponsor a fost adus la club, Mihai Giurgiu, patronul unei academii de fotbal din Cluj-Napoca. Acesta și-a asumat toate datoriile clubului, estimate la un milion de euro, dar după o scurtă perioadă a renunțat să mai financeze echipa. În sezonul 2015-2016 din Liga a doua, echipa a fost mereu amenințată cu falimentul și excluderea din campionat și doar eforturile depuse de Mircea Fodor și de jucători, care nu au fost plătiți timp de mai multe luni, au ținut echipa în viață. În octombrie, Gheorghe Silaghi a demisionat și a fost înlocuit cu Dan Mănăilă, singurul antrenor care a acceptat să lucreze gratis. În ianuarie 2016, FC Bihor a fost dat afară din stadion, iar antrenorul Dan Mănăilă a ales să antreneze o echipă de Liga 4 în locul FC Bihor. În cele din urmă, după un an în care a trăit de pe o zi pe alta, FC Bihor Orade a fost declarată în faliment pe 12 ianuarie 2016. În iulie 2022, primăria municipiului Oradea a readus la viață clubul pe care l-a înscris în Liga 3 în locul clubului Atletico Oradea. În primul sezon, Fece Bihor a câștigat seria 10 a Ligia 3-a, dar a fost învinsă semifinalele barajului de Unirea Ungheni. În sezonul următor, echipa a reușit să ajungă în faza grupelor Cupei României, iar meciul cu FCSB din această fază a umplut stadionul Iuliu Bodola la prima partidă nocturnă jucată la Oradea. Cam atât a fost și cu istoria lui Fece Bihor. Vedem săptămâna viitoare cu ce echipă urmează să mai facem. La revedere!